ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția 426 din 14 septembrie a domnului primar. Din cei 15 consilieri sunt prezenți, cred că 13, 2 sunt motivați, domnul Ungureanu și domnul Neniu. Domnul Neniu. Domnul Ungureanu are deces, domnul Neniu are concediu medical. E concediu medical după accident. De ce atât vine? Fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și de se poate începe lucrările. Ordinea de zi transmisă dumneavoastră o cunoașteți, la ea doar că s-a mai adăugat un proiect privind de rectificarea bugetului pe anul 2007, care materialul care l-am trimis în prealabil, și în plus alte două proiecte de hotărâre care le-ați primit dimineață. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a lucrării privind modernizarea rețelei de drumuri de interes local din Comuna Uitu, județul Bacău. Și proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFNESA pentru acordarea, garantarea avansului în cadrul proiectului modernizarea rețelei de drumuri de interes local din Comuna Uitu, județul Bacău. Acum, domnul primar solicită ca aceste trei proiecte să fie primele în ordinea de zi, pentru că trebuie să plece la Iași pentru semnarea contractului. Dacă sunteți de acord să modificăm ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc! Înainte de a intra în ordinea de zi, propun aprobarea procesului verbal din ședința Consiliului Local din 24 august cu mențiunea că față de ceea ce v-am transmis dumneavoastră, la punctul diverse am completat procesul verbal la sesizarea domnului consilier Boacă, întrucât nu am menționat în procesul verbal cuvântul dumnealui care menționează că părinții dumnealui și fratele dumnealui au fost eroi ai primului și celui de-al doilea război mondial cu documentele justificative pe care le-a prezentat în ședință. Asta este completarea care am adus-o eu în urma sesizării. Dacă aveți alte completări. Eu mai. Da. La ședința anterioară am solicitat compostulatul Poiana Sărată, dacă poate să sprijine grădinița Poiana Sărată cu lemne de foc pentru această iarnă. Din greșeală s-a trecut că aș fi solicitat această cantitate de lemne sprijin pentru grădinița Martina și Festival. Da, poate că am greșit. Da, nu. Din greșeală. Deci cu aceste două completări sunt spre aprobare procesul verbal din ședința din 24 august. Cine este pentru? Mulțumesc! Așa cum a fost opțiunea dumneavoastră din ședința din august, luna trecută, ați propus ca și președinte de ședință pe domnul consilier Apostol Dorel, pe care îl invit să preia conducerea ședinței. Mulțumesc! Asta. Nu, ăla nu. Vă mulțumesc și să începem cu proiectele, după cum am votat cu cele două proiecte de hotărâre. Înțeleg că prima dată cu cele urgențe. Cu garantarea și da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului modernizare rețelei de drumuri de interes local în Comuna Uitu, județul Bacău. Aici, doamna Emilia, dacă, sau doamna contabilă, dacă puteți să-mi spuneți pe scurt. Eu, așa cum am precizat în raport, da. Am mai fost aprobată o valoare de investiție pentru acest proiect anul trecut, la faza Dali. Ulterior s-a întocmit proiectul tehnic, unde s-au stabilit exact cantitățile de lucrări, de materiale, de resurse de muncă. La faza APT se stabilesc mai exact toate cantitățile necesare desfășurării execuției. Și în urma PT-ului, a rezultat o nouă valoare de investiție care diferă puțin de cea inițială. Și cei de la AFIR ne solicită aprobarea din nou a valoarei investiției proiectului. Da. Avem raport de avizare pentru acest favorabil. Dacă discuți, dacă cineva... Atunci să pun la vot. Cine este pentru? Toți.
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru garantarea avansului în cadrul proiectului Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Ultur, județul Bacău. Deci, aici... L-a inițiat Emilia pentru că s-a semnat contractul cu AFIR-ul. Putem solicita un avans de 50% din investiție. Chiar ne-a fost recomandat să-l solicităm, având prioritate după aceea, în anii următori, la finanțare. Pentru a putea să beneficiem de acest avans, avem nevoie de o scrisoare de garanție bancară sau nebancară. Sunt niște fonduri care garantează creditele rurale, creditele pentru IMM-uri și așa mai departe. Iar pentru a putea solicita scrisoarea respectivă, avem nevoie de aprobarea Consiliului Local. Dacă sunteți de acord să luăm acest avans sau nu. Trebuie să vă mai completez eu, dacă permiteți, că pe noi ne-a chemat acolo la AFIR și ne-a spus, guvernul a luat hotărârea asta pentru semnarea contractului de garantare ca să poată să atragă în anul ăsta banii de la... De la Uniunea Europeană. Că altfel rămâna și fiind garanți banii fiind prin fondul de garantare, atunci ei trimite că uite, s-a dat banii și... Dar practic e numai o chestie, banii ei ne dau de acolo, numai că trebuie să fie dată de garantare. Că ne-a explicat de directorul. Discuția pe aceste proiecte... Da, domnul, ce să mai garantare, domnul? E 0,05... Nu vă referiți valoarea... La valoarea respectivă a creditului. Valoarea este de 2.146.000. Da. Această sumă va fi garantată. Ea va verifica un comision, care este de 0,05%. Este undeva pentru perioada de desfășurare a investiției, 3 ani, undeva la 40.000, am estimat noi. Adică costul, 40.000 de roi, am estimat noi, acea sumă trebuie prevăzută în buget. De aia am cerut că în bugetul care urmează este... Și valoarea comisiunului este stabilit prin ordine de ministru, nu o stabilește fiecare bancă sau fiecare fond de garantare. 0,05 pe lună. Nu mi se pare așa. Pentru ca să înceapă lucrurile. Da, o sumă. Ca să mergi și asta, să semnăm, deja putem să decontăm la cancer. Că v-ați cer garanție, să știi că... Da, domnule, v-ați întrebat? Cine este pentru? Sunt pentru. Ce este? Ce este? Ce este? Ce este? Cum a bugetul? Am zis cele trei suplimentare lucruri în față. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Ultur pe anul 2017. Este a primit aviz favorabil. Numai dacă îmi permiteți, aici aș avea o remarcă. Nu-i trecut în expunerea de motive. Deci în luna martie, din câte mi-amintesc bine, în luna martie acestui an, a terminat o hotărâre a Consiliului Local prin care s-a aprobat un împrumut către Societatea Apă Canal în valoare de 176.600 lei. Această hotărâre nu a fost pusă în aplicare, deci nici până în ziua de azi. Consider că dacă finanțăm în continuare serviciul Apă Canal, această hotărâre mai întâi trebuie abrogată și după aceea să finanțăm. În raport și în expunerea de motive a domnului primar, scrie că se renunță. Se renunță, dar nu scrie nimic de abrogarea hotărârii. Băgăm un articol în care spunem că abrogăm hotărârii. S-a scos la concurs postul de șef de serviciu, s-a prezentat o singură fată care i-a fost respins dosarul pentru că n-a avut vechim. Și acum l-am scos din nou. Până nu avem contabil ca să poată să facă încasări, să facă ăsta, nu avem cum. Am vrut să o punem pe Emilia. Da, Emilia e incompatibilă. Și să înțeleg, și atunci s-a scos la noi. Acesta este motivul pentru care nu s-a luat împrumutul către și de aia nu s-a rulat, nu avem cum, nu avem cale legală. Și atunci îl dăm înapoi la primărie, ăsta și merg finanțăm din banii respectivi. Atunci să inițiem un proiect hotărâri sau nu, ăsta să revocăm hotărârea. Nu, în aceeași hotărâri. Da.
bugetul, se spune că abrogăm HCL-ul cu împrumutul, că e vorba tot de buget. Practic se ia banii de acolo și se pune acolo. Ați văzut bugetul, ați văzut că suma de la împrumut este, așa cum am propus, da? Este zero. Este zero, adică din acea... Noi ce am făcut? Practic, am luat din veniturile bugetului, UAT-ului, și am dat acel împrumut. L-am dat pe hârtie doar. Da? L-am prevăzut. Păi tu mai așa. Deci nu s-a pus în aplicare, nu m-a ținut măcar. Acei bani, păi știți că propuneam, adică împrumutul, hotărârea cu împrumut, cu împrumutul a fost înainte de aprobarea bugetului. La buget, tot nu s-a hotărât ca până la iulie să se finanțeze din buget în continuare. Am constatat că la iulie nu am obținut licență, toate ceea ce trebuia ca pentru ca acel serviciu să funcționeze. N-am mai dus și am mai dat un termen până la 30 septembrie. S-ar părea că nici termenul de 30 septembrie nu o să ne încadrăm în el. Nu va fi respectat. Și atunci domnul primar propune includerea în ca și finanțare de venit zero, da, zero. Și să finanțăm în continuare din veniturile din impozitare. Da, până de dacă am înțeles bine, în luna iulie când a fost proiectul hotărâre privind salezarea unitară, comisia care a fost formată ne s-a spus că sunt bani pentru salarii până la sustoane. Cum s-a constatat de păi în forma aia de buget sunt bani, nu știu dacă a întrebat cineva pentru serviciu. Păi erau bani. Acum n-am făcut decât din împrumut, din veniturile, nu mai dăm împrumutul, da? și introducem în buget. Adică din aceleași credite. Din împrumutul ăla, aceea da? Să facem buget la serviciu. Întrebări, domnul consilier. Dacă aveți pe această temă. Atunci să pun la vot. Cine este pentru? Și obține. Deci 12 și 1. A supus proiectul de hotărâre? Da. La buget? Da. Păi, vreau să fac niște completări. Eu am da. Păi, tocmai legat de această finanțare da, la Uniune. Pentru că eu făcusem documentația ca să introduc, să primiți cât de cât materiale să le studiați, luni, când am fost la Iași? Marți. Abia după ce am semnat contractul am știut că vom obține această finanțare, adică finanțarea a devenit certă. Motiv pentru care am venit și am introdus în proiectul de buget, adică vă cer acum să fiți de acord să modificăm sumele, adică să introducem în proiectul de buget avansul cu care ați fost de acord, da? Asta e pentru a câștiga da. Timp. Dacă nu, da. Lăsăm da. Într-o extraordinară și modificăm cum hotărâți. Măi, dăm acum, mai pierdem iar o sută. Păi nu, am văzut că domnul Petrișor, pentru ca că și cum, și dar nu am vrut eu să am venit marca că trebuie altceva. Să mergem din nou, pentru că sunt presați deci, și ei de la minister. Această sumă care, cu care ați fost de acord, ca avans, la partea de venituri, va fi cuprinsă la indicatorul 480204. Stai, Nico. Trebuie menționat în procesul verbal ca să bugetul va ieși în forma finală cu aceste sume, cu aceste da? Sume, da, să dau. Să înțelegi. Da. Dacă nu, lăsăm da. Pentru extraordinar, nu știu. Și noi trebuie să primim. Deci, la prefinanțare, 480204, suma de 2.146.947. Scris. Acea sumă la titlul 58, da? Da, la partea de cheltuieli. E acea sumă la partea de cheltuieli, titlul 58, modernizare drumului de interes local. Ne se cere ca să prevedem un buget proiecția și pentru următorii 3 ani, adică anii în care se va desfășura, se va executa acest obiectiv de investiție, astfel încât
suma de 2.157.537 eșalonată pe următorii 3 ani. Deci de data asta, la fel ca la începutul anului, o să avem în proiectul de hotărâre și proiecția pe perioada 2018-2020. Bugetul va trebui să-l înaintăm a firului și fondului de garantare a creditelor rurale. Domnul primar, mai e o problemă. În acest proiect de finanțare, Doamne ajută, pentru asfaltare, este inclus și drumul satul Marginea. Iar în satul Marginea nu avem apă și canalizare. Deci, domnule, deja am vorbit, trebuie făcut, face oferta, să vedem dacă o acceptăm, pentru că banii sunt pentru extindere. Dar trebuie să facă măsurători, trebuie și... Ne-am dus pe traseu, a fost și domnul Biche. Important este întâi să se facă oituzul, ca de la anul intrăm în penalizări. Și atunci facem pădul sărat peste valea toată. Pentru că a găsit că asta e și mai ușor și dacă putem face și drumul principal. Dar a zis că drumul principal e mai greu cu aprobări. Și să facem să depășim un procent de 60% ca să nu intrăm în carte, plătim în fiecare an penalizări pentru că nu avem canalizare. Domnul Comareu, nu înțeleg. Dar gândiți-vă și la varianta. Dacă în satul Marginea se implementează acest proiect, pe durata implementării proiectului, 3 ani de zile, nu ai voie să intervii. Da, aia încă 5 ani. Deci, dacă mergi prin această linie, în satul Marginea, peste 8 ani vorbim de apă și canal. Uitați cum este master plan. Dacă vreți, îl chem pe Ionuș și vă explică. Master planul se ia după aglomerările de populație. Deci, dacă aglomerarea o casă aici, una acolo, nu ți-l aprobă. Dar nici Asta este de urgență. Întâi face aici planul ăsta, măsurătorile, și oricum, asta e de durată. Noi dacă începem să facem drumul și tot, peste 5 ani, dacă să aprobă fonduri, că numai cu fonduri europene putem. Acest proiect cu asfaltarea, până în primăvară, nu va începe. Nu începe sub nicio formă. Și proiectul ca să luăm fonduri europene, cât durează? Durează doi ani până iei banii și numai bine a trecut ăsta. Cam așa este durata. Ați văzut cum pot, cât a durat, doar știți de când i-am dat drumul. Mă gândeam la varianta, pentru că satul Marginea nu e așa distanță mare. Păi problema e mare, că ne-am gândit și numai de la Părâu, de la asta, de la intersecție de aici, de la jetărie. Da. În jos, acolo. Nici acolo trebuie să facem asfalt așa, că până faci canalizare, până faci asta, să vine unul peste altul. Ala Bucurei, nu vrei, trebuie să-l faci așa. Oricum nu poți să acoperi. Să încercăm, nu putem să acoperim. Am vorbit cu ăsta, încă cu proiectantul. Acum, pentru Hârja, că am vorbit de Hârja, Poiana Sărată. A zis, nu s-a aglomerat. Și era vorba așa. Știu, eu am înțeles. Deci, 8 ani de zile, nu ai voie să intervii. Deci, știți ce se întâmplă, domnul Dorel? Noi, dacă facem planul, să aprobă proiectul și toate astea, noi până trece 5 ani putem face conducta principală pe unde nu e asfalt, până ajungi la margină, până conducta de apă până aproape. Și după ce trece, după aceea poți să faci. Și faci pe părțile secundare. Și faci numai sub traversă, cum s-a făcut pe centru. Că practic centrul mare n-are chiar centru pe unde trece asfaltul, dar sub traversă poți să faci pe celelalte părți. Domnul consilier, intrăm în ordinea de zi. Domnul primar, s-a aprobat, vă rog succes. Mulțumesc pentru înțelegere. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Oituz în Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ din Comuna Oituz în anul școlar 2017-2018.
Domnule consilier, pe acest proiect de hotărâre, domnul primar Bodea Gheorghe a propus la școala numărul 2 pe domnul consilier Ionel Gheorghe și Corcoman Gheorghe. La școala numărul 1, Apostol Dorel, la școala numărul 2, Apostol la 1, da, Apostol Dorel și Boacul. Asta e propunerea domnului primar. Și domnul Ionel și Corcoman unde este? La școala numărul 2, da. Unde am mai fost? Școala gimnazială. Acum vreau să vă aduc la cunoștință, Consiliul Local desemnează consilierii. Bine, domnul primar a făcut o propunere. Dacă din partea Consiliului sunt alte propuneri, vă rog să răspundeți. Eu la școala 1, general 1. Nu, adică dacă faceți propunerea, trebuie să spuneți consilieri pentru 2 consilieri la școala numărul 1, 2 la școala numărul 2. Vă ascult, domnul 1. Da, da, să propun eu singur, să propun dumneavoastră vreți la numărul 1? La numărul 2 deci, deci pentru numărul 1. Deci, deci eu propun numai pentru... Școala gimnazială e jos. Da, domnule, da, și eu sunt din zona asta, îți duc la școala numărul 1. Domnule, deci eu propun la numărul 1. Deci propun la numărul 1 domnul Apostol și cu domnul Gabor. Domnule, eu am cedat el locul. El nu vrea, domnul, că era domnul Boacă. Eu am cedat locul la consiliul de la numărul 1. Și considerând că să lăsăm tineretul ăsta care mai au un copil pe acolo așa. Eu inițial am vrut să l-am propus pe domnul Floroiu. Dar dacă domnul Gabor, care are copii și este mai în măsură ca să rezolvi, eu n-am nimic în părere. Supun la vot. Cine, în prima fază, proiectul inițiat de domnul primar? Cine este de acord cu proiectul inițiat de domnul primar? Deci la școala numărul 2, Ionel Gheorghe și Corcoman Gheorghe, la școala numărul 1, Apostol Dorel și Boacă Leonard. Păi nu, dar stați că la Boacă Leonard a renunțat atunci. A renunțat? Da, a renunțat. Da, bă. Eu trebuie să supun proiectul hotărâri inițiat de domnul primar. Și după aia și proiectul cu amendamente. Păi nu, atunci propuneți pe școli. Propuneți pe școli. Pe școala 2? Domnul Vicică. Nu urcăm locul. Dacă a renunțat, în locul lui Vito Gabor, ce e așa? Propuneți drept amendament. Deci, cum? Acum supun proiectul cu amendamentul. Domnul Boacă, eu am renunțat și locul meu să-l preia. Nu l-a vrut, nu-l schimbă nimeni. Nu știam, înțeles. Cine este de? Cu amendamentul. Toată lumea, da? Trece. Proiectul privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al UAP-ului Plus, județul Bacău, a imobil identificat cu numărul cadastral 63973, situat în punctul piață. Este aviz, avizul este favorabil. Și Comisia de Agricultură. Și Comisia de Agricultură. Discuții pe această temă. Da, domnul Boa, poftiți. Am fost la fața locului, împreună cu domnul Floroi, cu domnul Găureanu și doar a mai fost domnul Gabor. Nu, eu. Subotarul, domnul... Am măsurat pas cu pas, iese și am mai pus condiția ca intrarea pe stadion și în ce se face fabrica, fabricuța aia, să se facă pe drumul lateral, pe care domnul Toreanu și-a luat angajamentul că o să-l facă betonat, să vedem sub ce formă. Da. Drumul lateral, drumul ce duce la piață, îl face... Cei care investesc acolo, domn primar. Fabrică. Domnule, dar ne-am pus întrebarea dacă există spațiu să mergem 6.000 de metri pătrați. Există, domnul primar. Și atâtea mutăm piața în... Nu mutăm piața. Piața rămâne, ea este teren distrus. Să facem două pieți. Patru facem, dacă sunt să fim în stare, măcar pe ăsta, domnul primar. Cinci comune arundate la piața asta și ne batem joc din spărăția. Nu e nicio bătaie din joc. Este, domnul, și pentru toată lei și pentru piață. Numai să-l putem face. Încă o problemă, domnul, și vă rog să consemnați. Domnul primar la convorbire de acum vreo câteva două luni de zile, așa, nu că mi s-a plâns, a zis că nu știi care e problema, că se fac încasările din 5 mai puțin în piață. Față de când încasam,
când era cu domnul viceprimar în piață. Au început să crească iar. A început să crească acum. Probabil că nu mai zic nimic. S-a simțit. S-a simțit. Deci, perioada cât am fost cu domnul viceprimar și, și fetele care am casat, au mers ca lumea. Mergi și acum, nu cred că au scăzut. Adică vă zic eu care doamne, nu crezi acolo. Eu deci, nu am crescut, de la mătreaua de lună. Singura problemă este că nu se încasează loc pentru lună. Asta este problema. În rest, încasările sunt la fel ca și atunci când mergeați cu domnul vice. Eu, dacă nu ridicam probleme, dacă nu... Deci eu știu că eu lucrez... N-am controlat așa ceva, dar... Puteți să verificați ce a fost... Nu-i la proiectul care e. Da. Ultima săptămână, dacă... 820. Deci, așa bate, 820. Da, doar în zilele când se încasa loc, trecea peste 10. Ceea ce nu s-a mai încasat. E, da. Da. Domn Fărău, ai văzut că ori. Domn Bacă. Referitor la fabricuța care s-a pentru fabricuță, noi am fost acolo la piață. Suprafața totală a pieței este de 20.000 de metri. Piața, ca să, ca să facă nu piața proiector? Nu mă împing, eu mă... 18.000 poftim. Nu, 13.000 de... 13.000, dar noi am măsurat... Da, am măsurat, măsurat ca lui. Haideți împreună, haideți împreună. Ia să mergem de mână de evidență ce este. Bun, luăm evidența. Suprafața pieței care, care se va face în proiect este iar de 6.800 de metri pătrați. 7.000 de metri. Un sfert din suprafață este dată pentru această fabricuță care se spune că dă 150 de muncitori. Noi am, am zis că intrarea la această fabricuță sau să nu fie pe aleea din piață, să fie lărgit cu un metru sau doi drumul care duce la, la marginea. Și atunci așa a luat obligația că va face, va detona și va face și până la margine, va duce 5-6-10 mașini de balastru ca să facă intrarea la toate, la toate satele de aici să vină la piață. Și atunci noi vom beneficia și de acest drum. Și eu nu știu dacă un tir poate să meargă pe aleea care duce în, în piață și duce la, la terenul de fotbal. Atunci facem drum și lărgim, profităm și de acest drum și lărgim puțin piața, ne ducem în metri. Atunci am făcut frumos... 2 metri, ca să fie și o șață. 2 metri, da. Tot în ceea ce trebuie să implice, la că aici, în partea stângă, nu-ți dă voie cetățenii proprietari. Dar nu ne ducem la cetățenii. Ne ducem la voie, mai luăm tot în piață. Da, dar ne facem condiții. Da, da, da. Ne facem, adică facem ceva. Am, am renunțat la alte fabrici care, care s-au dus că la Unești prin alte părți. Și noi nu profităm când vine o fapt, nu știu, acum eu nu prevăd viitorul, dar măcar și să... Domnule, piața asta trebuie să rămână piață, să rămână în spațiu. În, între piață și această făcută, să rămână în spațiu. Domnule, nu aveți ceva? Este spațiu să mai faceți în piață, domnule. Domnule, și aveți cuvântul. Deci eu oricum nu sunt de acord cu, cu scripirea terenului din piață, niciun metru pătrat. Au fost 30.000 de metri pătrați inițial, era prea mult pentru piață. S-a făcut stadionul, s-au, s-au concesionat terenul pentru anumit tip, este cu scop productiv și astea, dar cât a rămas, va să rămână la piață. Domnul președinte, da, domnul. S-au dat terenuri care stau pe roagă, în piață este teren care stă pe roagă. Care teren stă pe roagă? Vedeți, între Mihai și... Și nu-ți găsește o soluție. Păi este o soluție. Acolo, în spatele lui tot, chiar unde a vrut să facem noi depozitul ăla de... Și nu s-a făcut. L-a preluat. Unde concesiunea lui Marius? Haide, domnule, să vedem. Abuziv l-a preluat, dar nu l-a preluat. Îl preluat, trei ani deja. Domnule, eu vreau să întreb dacă există posibilitatea să trecem în contractul ăsta de concesiune pentru fabrica aia, să nu se poate vinde teren. Corect, da? Există. Există. Și am zis că ei nu-l v-ar cumpăra. Nu-l v-ar cumpăra. Dar banii nici vor veni concesiunea. Pe viitor. Când pe viitor, da. Acum eu o să ne trezim după 2-3 ani, o să facă cerere de vânzare. Bă, domnule, cu stipulare la notar, asta.
Cum am făcut și la dispensarul, dacă știți, nu trebuie să modifici. Dispensarea am făcut. S-a schimbat contractul de vânzare. Da, destinația, da, da. Nu se vând destinația. Și dacă vrea să vândă, suntem noi primii care să cumpărăm. Locul tău cu fabrică. Cei care vin urmașii, urmașii lor. Domnul Bacu, ne aveți? Mulțumesc. Da, domnule. Din punctul meu de vedere, trebuie să sprijinim investitorii, mai ales că este un cetățean de aici din comună, generează în timp de 5 ani de zile 150 de locuri și investiția se ridică undeva la 2 milioane de euro. 2 milioane 700 de mii. Este păcat să dăm cu piciorul unei asemenea investiții. Mulțumesc. Da. Domnul consilier, dacă se ajunge la vânzare, vă amintiți în ședința anterioară sau cu două luni când s-a vândut terenul de sub dispensar și farmacii, 80 de metri pătrați. Și, deci, au fost discuții pe această temă. Gândiți-vă la varianta în cazul în care omul solicită și cumpără 6.000 de metri pătrați din piață. Nu mai are cum să solicite. Acum am discutat să trece. Dacă se pune clauză în contract, nu mai are cum să solicite de cumpărare. Am trecut ca amendament, am trecut a nu se vinde, rămâne de în cazul în care se va trece proiectul, rămâne concesiune. Se pune clauză în contract și nu are cum să ceară. Mai aveți întrebări sau pe această temă, la acest proiect? Nu. Atunci supun spre aprobare. Cine este de acord cu proiectul în forma... Trecerea lui din domeniul public-privat. Da. Ați votat pentru opțiune? Pentru am votat, trebuie să treacă, dar convine că sunt toate contractul. Da. Trecem la proiectul următor. Proiect de hotărâre privind organizarea de desfășurarea manifestării culturale, artistice, religioase, Nunta de Aur din 01 octombrie 2017. Avizul de la... Avem avizul favorabil. Mă gândeam cu domnul Oprea, nu. Da, păi acum avem domnul Oprea, 38 de familii le-a identificat. Mai da, am văzut. Scrie în raport. Bă, era și ca nume, cine sunt, cum sunt. În aviz avem un amendament. Se propune ca suma cheltuielilor să nu fie 9.200, așa cum este în proiect, ci 5.000. Așa văd în avizul Comisiei pentru Cultură. Am zis diferența e ca să aducem vreo două mașini pe ala, să-ți rupem unul pe ala. Deci eu trebuie să spun ce scrie în aviz. Deci în aviz se propune diminuarea cheltuielilor de la 9.200 la 5.000. La ce spuneți dumneavoastră, din anul de amendamentul ăsta, la 120 de oameni sunt 5.000 de lei. Dacă o calculați... Nu cred că se discute... Păi dacă o faceți la Colting, domnule, mutăm această servare la o cantină, dă-vă dracu din treabă, domnule. Ce te zici de respect avem față de oameni care îi pede 50 de ani de cătă? Dar la Colting, domnule... La Colping, domnul primar, cred că e mult mai bine ca la căminul nostru, cu cultural. Așa a fost și când a fost manifestarea asta. Mai mare rușire, un mare de ani de la lucrurile din 17, face, pune masa aici, închesuită, la o locuință oarecare, din râsul dracu. Domnul Osor, ideea a fost ca să ajutăm și ONG-ul ăsta cu niște bani, cu niște servicii și l-am plătit, că altfel îi trăiesc. Eu știu că ați plătit, dar ne face interes să... Nu le-am făcut de râsul lor. Și cu televiziunea asta, vreau să facem o manifestare culturală, să țină minte țara. Asta ce am văzut la televizor ieri, când fac o divagație de la discuții, sărbările comunii Dofteana și Agăș. Ei au putut să facă, să cheltuie niște bani și n-au avut o manifestare de asta, de asemenea amploare. Da, chiar noi n-am putut să facem. Domnul primar, nu cumpărăm noi Dofteana care au auditoare. Și noi nici n-avem. Nu avem. Ce auditoare? Nu avem cămin, nu avem nimic. Ce, n-avem cămin? Păi dar căminul ăla de 100 de ani. Când avea cămin, uite, tu zice, n-avea Dofteana nici. Dar e mult de 100 de ani, cămin. Da. Unde? Hai să dărăm ce facem. Hai da, da, despre S-a mormântat la Sabar în căminul cel la cultural, de când mă știu eu, în barul mandat, ai zis, dă-mi să ce trecut la același proiect, am semnalat că prețurile estimate în proiect sunt ridicate, neconforme cu piața. Ulterior, domnul Oprea ne-a prezentat în ședință și s-a constatat că a fost nevoie de mai puțin bani decât s-a prevăzut. Anul trecut au fost prevăzută suma de 8.500 de lei.
Au fost 35 de familii anul trecut. Anul acesta sunt 38 de familii. Iar anul acesta suma a crescut. Anul trecut s-a făcut la restaurantul Fono, ca la Ferăstrău. Anul acesta se face la Colping. Avem acum suma din 1200. Din punctul meu de vedere, consider și apreciez că se poate descurca cu suma de 5.000 de lei, pentru că anul trecut, din 35 de familii, nu s-au prezentat toate familiile la eveniment. Ceea ce înseamnă că nu e necesară toată suma pentru masă. Gândiți-vă și la problema. Deci, dacă numai cele familiare vin, vin și corul, care sunt 30-35, cât sunt, domnul Florău? 38. 38 și plus consilierii. Gândiți-vă cât sunt. Consilierii numeri. Domnule, consilierii care trebuie invitați toți. Eu trebuie să avem acolo bani alocați, că nu-i cheltuim dacă sunt plus sau minus. Dacă s-a luat, ce rămâne? Domnul consilier, dacă v-am gândit la manifestările de la 15 august, s-a alocat o sumă. Iar suma nu s-a cheltuit. Merte ideea. Să aprobăm această sumă din proiect și domnul Oprea, la prima ședință, să vină să ne comunice detaliat ce s-a cheltuit și ce a rămas. Ce a rămas. Noi am hotărât, nu puteți să mai schimbăm cu comisia, nu? Atunci supun la vot proiectul în forma inițială, inițiat de domnul primar, și la două ori supun la vot comandamentul. Cine este pentru proiectul inițiat de domnul primar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bogdan și tu? Da, da. 90. Și domnul 2, dumneavoastră a spus că aveți comandament. Și vă spus că ați ridicat mâna la toată intenția de primar. S-a răzgândit. Ba, v-ați răzgândit pe partea. Da, mulțumesc. Ia ține, deci Claudiu. Treci. Din păcate, se duc foarte mulți bani la cultură, dar sunt și alte, sau multe alte probleme în comună care nu se rezolvă. Și oamenii au nevoie de bunăstare. E corect și asta spui, dar, de exemplu, gândește la varianta să-ți vină toți. Nu poți să ieși pe ideea când nu vin. Și dacă vin toate familiile și toți, îți pui întrebarea ce faci. Ce faci? Ai suma aia, ai ce problemă. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de audiențe acordate cetățenilor de către consilieri locale ai Comunei Oituz. Inițiat consilier local, Prundoiu Damian, Petrișor Claudiu, Ostru Loșuon, Gabor Marus, Richard Ungureanu Vasile. Avizele sunt favorabile. Avizele sunt favorabile. Audiențele acordate cetățenilor de către consilierii locale ai Comunei Oituz au loc lunar, în prima săptămână a lunii, conform anexei, parte integrantă din prezent. Audiențele se acordă în sala de ședințe a Consiliului Local. Cererea de înscriere la audiențe se depune la registratura primăriei cu cel puțin 5 zile înainte de ziua stabilită. Domnul consilier, eu mă gândesc la varianta că noi trebuie să mergem în jurul cetățenilor, nu să vină cetățenii la primărie. Un cetățean care vine la primărie nu mai caută consilierul în sală de ședință. Se duce la primar, la viceprimar, la cine are treabă. Eu așa văd lucrurile. Nu se vină cetățenii la primărie. Noi să mergem în sală. Dar trebuia un sediu ca să știi... Există... Fiecare își găsește în zona lui, dacă ei își găsește un sediu, să se întâlnească cu cetățenii. Și până acum n-au fost toți consilieri, au fost până acum. Dacă a studiat programul... Proiectul este un program. Pe zile, pe ore, eu de exemplu, am venit cu un amendament și aș vrea să fac audiențe în satul Marginea, la grădinița Marginea, nu se trimit cetățeni la primărie. Da, dumneavoastră, eu și toți din primărie, nu cine vă audiți numai cu cetățenii din zona noastră. Păi, cu cetățeni? Când vă trăniți, de exemplu, când vă trăniți în piață cetățeni, nu vă spun nimic, domn primar. Dar vă să luați pe Marginea, nu toată comuna vă spun. Nu, problema care este? Consilierii trebuie să fie pe zonă. Nu e adevărat. Pe zonă. Consilierul este votat de toată comunitatea. Este votat de toată comunitatea, dacă citiți legea 205, că am mai spus la ședința anterioară, în cazul, este un amendament, în cazul în care într-o zonă nu există consilier local, se va
proceda cu delegat sătis. Păi... asta înseamnă că fiecare consilier trebuie să aibă o zonă de responsabilitate. În comună, această comună. Responsabilitate, dar nu scris, așa... Uite, de exemplu, marginea nu are consilier și trebuie să alegem un delegat sătis. Eu m-am născut pe marginea, domnul primar. Știu. Și statul că fiind are consilier trebuie să aleagă și aleagă un reprezentant, un delegat. Păi dacă e să luăm așa, trebuie să mai... Hârja n-are. L-are pe domnul Unier. L-are pe domnul Unier. Născut pe Hârja. Eu locuiești în Ploiera Sărată. Pentru acolo... Locuiești în Ploiera Sărată. Da, domnul Florin. Eu am înțeles, nu știu dacă am înțeles altfel programul ăsta. Am înțeles să fie scris, adică totdeauna să fie la primărie un consilier de serviciu. Numărurile care sunt stabilite în program. Da. Iar noi ne vedem de treabă în zona în care suntem. Noi stăm de vorbă cu cetățenii, noi ne ducem prin... Localitate. Vedem, da. Și dacă cetățeanul are ceva de o problemă, îl pun și mi-a făcut cererea și o iau imediat și o depun la primărie. Când vin cetățeanul la primărie, nu caută consilierul în sala de ședințe. Îți duce la primar, la cine are treabă, domnule. Să se ducă, adică, dar noi să fim adică, conform. Cetățeanul, vin să spun la consilier cererea, ca virgul consilierul să ducă cu cererea la primar. E absurd. Omul, dacă vine aici la primărie, normal că așa trebuie consilierul să se ducă la primar, la viceprimar, cu toate... Da, dar, de exemplu, dacă sunt oameni în etate bătrâni, îi invităm la primărie, consilierul ne ducem, se prezintă cum să... Ne ducem, dar în cazul când vine cineva la primărie, se găsați pe cineva. Poate domnul primar nu este. Da, domnul Boacă, spuneți. Domnul președinte. Haideți să o luăm pe aia dreapta. Nu-ți vine nimeni, nu îți vine la poartă, că știi, tu ești consilier din zonă, băi, pe prunt. Pune-mi puntea înapoi, nu cum a zis domnul primar, că trebuia să ceră aprobat din la apune române, să pune o punte pe bază. E banii mei să cer aprobarea, că l-am luat și s-a făcut podul, fără aprobarea apune române. Aprobarea la apune române, dacă faci de existiție, nu-i mult de zonă. Niciun problem. Păi n-a afirmat dumneavoastră în ședința lui noastră, că am făcut fără aprobarea apune. Și am făcut-o pe banii mei, nu mi-a luat nimic primărie, cu oamenii din zonă. Iar omul din zonă, dacă nu i-ar de un bec, ține la poartă și bagă părerea aia. Păi, Leonard, vezi că nu i-ar de becul din două luni de zile acolo, să ajungea. Și eu mă duc și spun lui domnul vice, păi, domnul vice, uite că nu i-ar de luat la becul. Sau, băi, uite-mi trebuie și mi-e buldo ca să pun puntea respectivă. Bine omul să plângă, bacă n-are un bec, bacă nu-i drumul bun și e praf, mai cu seamă după ploie de alea și nici stricăm mașinile. Asta spune cetățeanul. Că restul celălalt, vine la pe capul primarului sau a viceprimarului. Hai să fie serios, de drag. Asta e o prevedere legală. Asta e mai o formalitate. Dar nu e doamna așa, dacă nu am înțeles. Deci este și o formalitate, așa este. Este o formalitate, dar acum cetățeanul vede și aude. Fiecare consilier când are audiență. Și poate să vede. Când era pe Cipriu Ceaușescu, fiecare deputat așa era acolo, avea o tămbiță. Deputat Boaba Orez. Se strângeau oamenii la mine în casă și făcea ședință. Asta era treaba. Acum au discuții, mai sunt discuții pe această temă. Da, domnule Crișoară. Aș dori să fiu mutat de la ora 10 la ora 14, pentru că este exact în mijlocul zilei, am serviciu și nu fac nici la locul de muncă nimic și nici aici. Poate să vină de consilier. Unde ești faceți să vină de consilier? Nu, nicio problemă. Dar poate să vină în același timp de consilier, vede? Da. La aceeași oră. Deci dacă se unim la pisică. Dacă nu vrea, la ora 14. Da, nu vrea. Și este. Nu avem unde feriți la preferință. Deci cam la mine, e bă, la aici. M-a zis. Deci Claudiu de la 14 la 16 și Marius de la 10 la 12, da, Marius? Da. Invers. Așa. Și avem vânturi Romică. Și la vântură, deci aici de la 10 la 12, și la vântură, Romică, cum ai zis? La fel, de la ora 14 la ora 16. Adică nu de la 8 la 10 vinerea, de la 14 la 16 și nu te intersectezi cu nimeni, că nu este nimeni la ora aia. Da, am modificat. Ne punem întrebarea, deci
Nu deci se suprapune cu nimeni, că e vinere. Sâmbătă și duminica. S-a trecut numai zile lucrătoare. Sâmbătă și duminica mergeți la piață și acum dați audiențe la piață, sâmbătă, de exemplu, audiențele sâmbătă și duminica e weekend și e liber. Sunt cetățeni care sunt mai libere în weekend. Mai la piață, domnul Dorel, arătați-mi. Domnul Dorel, dacă stați de vorbă cu un om în cursul zilei de jurul, îi ziceți, băi, nene, nu căuta lui, caută-mă marți, că nu putem acum. N-au cu liber. Da, nu putem acum. Serios. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activități non-profit de interes general. Inițiat consilier local Petrișor Claudiu. Deci, la comisie avizul este negativ. Da. Care-i motivul? Asta vreau să zic. Înainte de a lua cuvântul, da, să prezint puțin despre ce este vorba, aș dori ca cei trei domni consilieri să-mi prezinte și mie motivul pentru care au avizat negativ proiectul. Poți să încep eu? Sigur. În primul rând vreau să vă întreb pe dumneavoastră cam cât, ce sumă ați alocat dumneavoastră în bugetul pentru 2018? Cât ați dorit? Asta nu păi propunem. Nu propunem. Asta va decide Consiliul Local. Dacă ați citit... Da, bun. Deci vă propun... Deci vă spun eu de ce n-am am dat aviz negativ. Adică am semnat eu. Avem pe ordine zi la ora actuală în jur de 14 proiecte în curs de proiectare, de executare și de asemenea de finanțare. Avem așa, cai de saci pentru achiziția de expertiză tehnică de regularizare pe Păreu Hăzman, că ăla n-am făcut-o. Trebuie bani. Trebuie contract de proiectare pentru piață. Trebuie bani și acolo. Trebuie, acum facem contract de SF pentru dispensar uman. Eu zic că dispensar uman trebuie dispensar uman. Acum, deci asta la Știbor și la școală, margea s-a făcut recepțiile, o să se plătească. Care și acolo 100.000 s-a alocat. Avem de făcut un contract de consultanță, licitații, lucrări, modernizare drumul de asfalt, asta care e cu fonduri europene. Contract de finanțare GAL piață și proiectare, care acum lucrăm noi la proiectare, la piață, îmi trebuie bani. Ne trebuie un studiu geotehnic piață la piață și aia trebuie bani. Acum, și ne-am propus noi la rectificarea asta, să facem podețul la Floroiu, la Hăzman. Domnul Costic, la dumneavoastră, scoatem țeava aia, să facem pod din casete. Să înțeleagă greșit că la mine. Nu, unde stați dumneavoastră? Acolo trebuie bani. Cijmea, este proiect Cijmea, s-a făcut proiectare Cijmea la Podul Negru, acolo trebuie modernizat. Acolo e vreo 20.000 de lei. Asta e proiectul. Trebuie să ne-a impus cei de la Apele Române să facem evacuarea rapid uzată la stația de epurare. Și acolo vreo 20.000. Și stația de epurare din Aria. Cea, podiețul de la Faraon, piciorul, a trebuit făcut acum anul ăsta, când mai vine o apă mare, nu mai are cum să treacă oamenii de la Faraon. Așa. Acolo mai avem iar un proiect făcut acum, drumul de acces la Muncei. Toată apa e de la Muncei, vin și să facem niște rigole acolo. Trebuie bani. Balustrada de fier este proiect făcut acum la Sarca. Podul la Sarca. Făcut de balustradele, calea pietonală, trebuie bani. Păi da. Sunt bine să nu mă arătiți ce a propus domnul deja, deja s-au făcut proiectele, trebuie să le finanțăm, să le facem. Dacă nu le facem, atunci am întrebat pe domnul consilier
ce sumă propunei la bugetul din 2018, ca să știm cum ne încadrăm. De aceea n-am... Aștept părerea și celor în celălalt de consiliu, vă rog. Eu am votat contra și să votez și cred tot contra. Aș fi dorit mai întâi să avem o listă de priorități ale comunei. Să vedem care sunt obiectivele principale pe care trebuie să ducem la capăt. Să vedem care sunt problemele cetățenilor pe care trebuie să le ducem la capăt și abia după aceea să vedem pe unde, dacă ne dau bani afară din casă, ne mai ducem. Dar cine e suma asta care a propus-o tăi? Care ar fi suma? Nu există suma. Eu aș mai dori să mai aflu ceva. Există procedere de la un ONG pentru finanțare și să vedem fost. Pentru ce. A fost. A fost. Dar să vedem pentru ce. A fost la copii. Au fost. La copilașii ăștia mărând de aici a fost. Da. ONG-ul pe teritoriul comunei avem la bazarii de aici pentru copii, da. Sunt familie, avem Sfântul Ilie pe la Paiana Sărată și copii cu care văd că desfășoară activități comerciale, nu-i societate. Are centru de zi. Dar nu-i non-profit. De vreme ce... Non-profit, au copilași de la noi. Non-profit, banii care îi casează, îi folosește pentru finanțarea... Adică se străduiește, se cheltuie pe toți, să nu cumva să rămână cu plus. Nu e așa, odată ce desfășoară activități comerciale, bineînțeles că trebuie să fie profitabil. Chiar dacă pierzi și te mai împrumut. Trebuie să vedem și regulile astea. Deci astea sunt motivele pentru care, pentru mine, mi se pare o portiță deschisă spre bani cheltuiți, aruncați poporul. Asta mi se pare să finanțez societăți care nu știi nici ce cu ele, nici ce doresc să facă, nici nu știu. Cum nu știi, domnule? Păi când o veni... Păi dar dacă nu vrei să te interesezi, dumneatale... Dar unde-i dumneatale? În două, nu te interesează pe ce trăiesc oamenii. Dar eu trebuie să păi mă dacă vrei să știi care e care. Dar să vină ei să ne spună. Păi au venit, domnule. Ce vreau? Niște proiecte, nu se vin și dăm și ne-au mie de la... Să facă proiectele alea să le vedem și atunci o să deschidem și... O să deschidem și portița. Nu, era cel mai corect. Legea e din 2005. Aștept cele trei puncte de vedere și după aceea o să... Legea e din 2005. Ne-am trezit acum că trebuie la urgență. Mâine trebuie să avem proiecte. Domnule, să mă ocupe. Chiar dacă acest program n-a fost implementat până acum, acest proiect de hotărâri care a fost inițiat de domnul Claudiu, vreau să vă spun că primăria Oituz a mai contribuit cu bani la asociația la Vezari. Știm asta. Da. Și cu 3 miliarde la așezământul la Sârșa. Da. Este sau nu? Da. Corect. Deci, primăria tot a mai participat, a mai sponsorizat aceste ONG-uri. Chiar dacă nu avem un regulament. Da, domnul, să continuați. Da. Eu am votat contra pentru că nu sunt bani în această comună, consiliul nu are bani de aruncat pe drumuri, să-ți facă cumva de investiții în comuna Oituz, trotuarele, ulițele, apă, canale, tot. Dar tu ai venit, tu trebuie să mai stai pe roșie ca să mai pricepi. Păi dacă nu s-a făcut cât a trebuit să-ți facă acum ca. Da. Drumurile stricate, vizitori, noi aruncăm bani pe... Într-una din ședințe, eu am mai precizat și am cerut să se pună în aplicare această lege. Domnii consilieri care au fost prezenți la întâlnirea care a avut loc înainte de anul nou pentru organizare, prefectul de la acea dată recomanda domnului primar să pună în aplicare legea 350 pentru a sprijini tinerii care vor să organizeze tradiționala capră. Obiceiurile de pe iarnă. De ce am recurs la această metodă? Eu nu am cerut niciun ban. Dacă ați citit cu atenție proiectul de hotărâre, eu am cerut așa, să se elaboreze o parte din documentație. Nu am vrut să fiu nesimțit și să trec toate documentele care sunt necesare. Am trecut doar o parte din ele și am dat și un termen limită. De ce? Pentru că în momentul în care va veni bugetul local pe anul 2018, atunci să decide Consiliul Local. Nu eu de unul singur, ci eu doar vreau să se pună în aplicare această lege. Sunt asociații care au făcut cerere la primărie și nu li s-a putut acorda din cauza că această lege nu este pusă în aplicare. Ce presupune această lege? E nevoie de elaborarea unor documente care se vor face publice, iar asociațiile le vor consulta. Vor avea un ghid și vor elabora proiecte. Nu trebuie să dăm sume de miliarde. Eu personal, de câțiva ani de zile, derulez proiecte cu copii
și vă zic că cu sume între 10.000 și 15.000 desfășor foarte multe activități. Adică alocau o sumă de 10.000, 15.000 de lei pentru asociație pe an de zile, consider că nu este o sumă mare. Vedem, pentru nunta de aur, cu tot respectul pentru persoanele vârstnice, sau se acordă 9.200, aproape 10.000 de lei. De ce mai vreau această lege să spună în aplicare? De ce să încercăm să ajutăm o asociație prin metode care nu sunt atât de bune, da? Gen, am avut mai înainte cu asociația Colping. Ei ajutăm, îi sprijinim, facem evenimentul acolo ca să obțină și un ban. De ce să nu punem această lege în aplicare, iar asociația Colping, în mod transparent, să depună un proiect? Iar criteriile de acordare pentru ce să se ducă banii, stabilește Consiliul Local. Nu vine asociația cu ce vrea ea. Ne gândim noi, stabilim noi și criterii și absolut tot ce este prioritar pe partea de copii, tineret și mediu. Pe mine asta mă interesează personal. Acum, dacă se va pune în aplicare, depinde în primul rând de domnul primar, nu de Consiliu. Pentru că toate aceste documente trebuie elaborate de o comisie care vor ulterior vor aviza proiectele, selecta și așa mai departe. Mulțumesc. Eu ce am înțeles de la, din legea asta, aceste proiecte într-adevăr se fac de ONG-uri, dar am înțeles că și o licitație. Și o licitație. E licitație. Și poate să nu câștigi, vrem să dăm lui Colby, dar poate să câștigi Colby. Absolut, corect. Orice ONG poate să câștigi de la asta. Absolut. E corect, așa este. Este un mod transparent în care vor fi acordate sumele pentru oameni, pentru ONG-urile sau persoanele fizice care îndeplinesc criteriile respective. Dar acele persoane fizice sau ONG-uri poate să vină și în altă parte? Asta nu știu. Păi vedeți? Și o să dăm bani. Și dacă vine, este trebuie din altă parte, dar activitatea trebuie să o desfășoare aici, din ce știu. În comună Oituz. În comună Oituz. Nu poate să vină de la ONG și să ducă bani. Să ducă în altă parte. Nu știu ce să zic. Punct de lucru să fie aici. Chiar dacă se ieri societății, nu e aici. Domnul președinte. Da, domnul Bac. Ziceați că, zicea domnul consilier Claudiu, că depinde de domnul primar. Dar să nu uită că domnul primar depinde în primul rând de noi ăștia care suntem aici. Să ridicăm mâna, o tărâm dacă da sau nu. Da, dar domnul primar este ordonator de credit. Este ordonator de credit. Dar creditul ăla și indiferent ce este, pleacă de aici. Dacă noi aprobăm sau nu. Nu, domnule, această lege poate fi pusă în aplicare și fără acordul nostru. Pentru că este o lege care, domnul primar, și orice primar, nu numai la Oituz, la UNE se face de mulți ani. Eu vorbesc ca primar la general și consiliul la general. Nu vorbesc. Poate fi pus în aplicare și fără... Să nu uite, să nu uite aviz. Noi vom aproba bugetul. Adică, domnul primar, depinde de noi. Depinde de ce votăm noi aici. Că noi, în ultimul timp, nu chiar în ultimul timp, mai de mult, suntem aici considerați ca un aparat de ridicat mâini și de votat. Că prea multă importanță în mâinii dă. Să vadă pe unde, a cui sunt mușchi mai tari. Exact ca doamna Cuieveși. Că depinde de semnătura lui, pe care vă prezint acuza la divers. Din păcate am constatat că acest proiect a fost tratat cu superficialitate. Din punctul meu de vedere, acest proiect trebuia să vină la Comisia de Cultură, nu la Comisia Economică, atât timp cât nu era vorba despre bani, dar acolo probabil se știa că se va primi avizul favorabil. Iar expunerea de motive, dacă vedeți, sper că nu e numai la mine, a fost trimisă pe jumătate. Aveam aproape două pagini în expunerea de motive și a fost trimisă numai o pagină. La comisie noi am avut un treac, da. Dar uitați, eu am. Deci, expunerea de motive care ne-a dat-o la comisie, o am puțin lăsă. Da, am dat față versul și vă fac un scurt că aici din greșeală, deci proiectul de hotărâre nu este semnat de domnul Claudiu, dar nu este avizat de legalitate nici de doamna secretar. Nu, pentru că sunt mai multe articole punctul de vedere. Și sunt de acord doar cu articolul prin care să se elaboreze un regulament. Corect, celelalte articole nu sunt de acord, nici nu am fost solicitat să-l semnez în primul rând. Și, în al doilea rând, nu-l semnam din acest motiv. Eram de acord doar cu articolul în care se spune elaborarea regulamentului privind
legea 300. Da, dar asta trebuie să făcute până cel târziu. Deci asta am zis, eram de acord cu regulamentul ca el să se facă până la bugetul din 2018, exact. Pentru că pe bugetul din 2017 nu mai pot fi prinse aceste sume, că legea spune în 30 de zile de la aprobarea bugetului, ori noi am aprobat bugetul în martie, deci termenul a expirat pentru a prinde sume. Doar atât eram de acord cu elaborarea regulamentului. Eu nici nu am cerut sume, dacă vedeți. Și zic, cred, eu zic că am fost destul de sumă. Da, eu cred că am fost suficient de explicit. Membrii comisiei constituite în baza dispoziției primarului comunei Dus vor elabora. Atât. Am cerut. Nimic mai mult. Membrii comisiei trebuie să fac parte din consiliul din aparatul de specialitate a primarului, nici de cum din consiliul. Exact. Domnul consilier, Victor Găminca, și deci nu ne împiedică nimeni să întocmim acest regulament. Și în cazul în care, la bugetul în 2018, domn primar, se gândește, să aloce o sumă pentru asta, doar regulamentul poate fi elaborat. Dar deci, mai departe vom vedea ce se întâmplă la buget. 4, 5, 6, 7 și tu, Damian, 9, 10. Mulțumesc. 10 și împotriva a fost abține. Domnul Ionel, abține. Domnul Ionel, Ciubotaru și Butucaru, da? Asta e. Da. Asta e scuze. Înainte de, îmi cer scuze că nu am fost toată invitatul de la începutul ședinței, îmi cer scuze, înainte de punctul diverse, ar vrea să dau cuvântul domnului Costândoiu. Aveți cuvântul domnului Costândoiu. Domnul președinte, stimați consilieri, vă spun sincer că mi-am luat inima în dinți și am coborât în mijlocul dumneavoastră. Și trebuie să recunosc că împins și de la spate de unii cetățeni din zona unde locuiesc. Și aș vrea să o iau cu începutul. Îmi pare foarte rău că domnul primar nu este aici, dar în schimb e domnul viceprimar și am venit cu platforma program a Partidului Social Democrat, din care fac și eu parte. Sunt membru de partid la ora actuală. Apropo, m-ați exclus cumva din partid? Nu. Nu. Așa. Știți de ce v-am pus această întrebare? Din cauza că nu am mai fost convocat, cred că mai bine de un an și ceva, la nicio ședință de partid. Nu a fost convocat nimeni, pentru că nu deci n-avea rost ședințele de partid. Și aș vrea să citesc toate punctele din această platformă program a Partidului Social Democrat, dumneavoastră probabil o știți. Am citit un pic așa, m-am uitat și, ca să fiu sincer, nu s-a realizat absolut nimic de ce scrie aici. Printre altele, auzam aici în cuvântul dumneavoastră de Părău Sărat, auzam de Hărtman, mai puțin Hărtman, are dreptate domnul Fumroi, auzam de Marginea, de Călcâi și așa mai departe. Eu v-aș face o propunere. Hai să trecem zona din care fac și eu parte, să trecem la Vișoara sau în altă localitate. Că acolo, vă spun sincer, noi suntem ca niște sinistrați. Oricum deci suntem trecuți. Că servarea care s-a făcut la monument, ne-a făcut-o vecini. V-ați spus vreodată întrebarea, băi, fraților, am făcut campania electorală, că a fost curată, că a fost murdară, cum am făcut-o fiecare acolo. Că, să fiu sincer, această platformă, program, dacă mi-o aducea mie, aveam bunul simț și mergeam din casă în casă și o mânam cetățenilor. Mi-a fost aruncată noaptea peste gard, în curte, am găsit-o dimineața, noroc că n-a plouat în acea noapte. Așa s-a făcut campania electorală. Dar să trecem peste asta. Vă rog să mă credeți, acolo în zona unde stau, avem noroc cu monumentul ăla istoric, mai vin și ne mai vizitează și noi, chiar și străini, nu numai oameni din alte localități. Becurile ard, în noaptea asta ard, 3 săptămâni, o lună de zile nu ard. Drumurile, vă rog, care aveți posibilitatea să treceți acum, după ploaia care a fost azi noapte, vă rog să veniți să vedeți dacă de-abia poți să treci cu piciorul. Și îmi pare rău că trebuie să vă spun, avem copii mici, hai că eu cobor mai rar. Că îmi vine pensia la poartă, mai avem un magazin în apropiere acolo, dar e bătaie de joc. De ce nu vă gândiți și la cetățenii aia? Că eu, ca bun cetățean al acestei comune, în luna ianuarie a fiecărui an, vin și plătesc dările către stat, către Consiliul Local, da?
către primărie. Oare eu de ce n-aș avea aceleași drepturi cum le are, dau un exemplu, cei de la șosea sau cei care s-a enumerat, ei vreau să rad marginea și așa mai departe. Nu se poate așa ceva, nu? Îmi pare rău că trebuie să vă spun. Ca să vină o mașină de petriș, vine cu vola asta sau cum îi spune. Aruncă cu lopata doi oameni care s-a asistat social și după prima ploaie acel nisip tot s-a dus. Și în partea altă la Spiridon și dincolo către Bârsanu cu jos. Hai băi, fraților, țineți cont un pic și de noi. Dacă îmi permiteți să vorbesc. Da, la sfârșit. Hai, vă rog, țineți cont un pic și de noi, că și noi suntem, eu așa zic, părerea mea, că și noi suntem oameni. Că dacă, virgulă, nu luați în considerație ceea ce vă spun eu acum, chiar ne-am hotărât să obținem o autorizație și în cel mai scurt timp să facem un meeting în fața Consiliului Popular, cu presă, cu televiziune și așa mai departe. A primării, domnule. Așa, a primării. Ca să vadă toată lumea, nu numai de la noi, de noi toți, de la noi, de noi toți s-au săturat oamenii. Absolut nimic din proiectele care le-ați făcut, care le-ați avut în campanie electorală, absolut nimic nu s-a făcut. Ca să recunosc, s-a dat niște bani la biserici, la cele două biserici, și s-a făcut gabion, da. Și s-a făcut gabioanele alea pe părău sărat de acolo, că am un loc acolo și m-am mai dus pe acolo. În rest, nu. Încă o dată, vă rog din suflet, aveți grijă și de noi cei care stăm în zona aia. Deci nu-i apă, nu canalizare, nu-i lumină, nu-i lumină, nu-s gaze și așa mai departe. Acum, cum considerați dumneavoastră, dacă credeți că și noi facem parte din această comună și aveți grijă și de noi, de bine. Dacă nu, să ne spuneți că nu-i nicio supărare. O să stăm cum am stat ani de zile. Și mi-a pus următoarea întrebare. De multe ori stau și mă gândesc. Păi, frații mei, dacă stau bine și mă gândesc, Partidul Social Democrat de mulți ani, să nu zic chiar de la Revoluție, de mulți ani, are puterea în comună Oltus. Și hai să facem o comparație. Vecinii noștri de la Bogdănești. Și acolo tot Partidul Social Democrat are putere. Băi, fraților, ați văzut ce s-a făcut în Bogdănești ăla? Ca să mergeți pe ulițele Bogdănești, vedeți că este sel giratoriu în uliți, nu vorbesc de șosea, în uliți, e ceva de strigat la cer. Și la noi nici nu avem un trotuar ca să mergem. Săraci oameni când ies la biserică sau să duc la biserică, ocupă jumătate din șosea. Dar Bogdănești nu are apă, nu are canal, nu are gaz, nu are nimic, așa are trei uliți marginale. De aia le-au făcut, dar voi tu ăsta are 70 de kilometri. Și cine noi tu ăsta, domnul primar? Dar nu dați exemplu comuna Bogdănești că are și Oituzul are. Are de 10 ori mai mult Oituzul. Are, are. Dar unde are, domnul primar? Să aibă și Oituzul. Spuneți, domnul. Bine, vă mulțumesc mult. Bine că ați venit la începutul ședinței și ați văzut că domnul primar a plecat la Iași pentru semnarea contractului de drumuri. Care drum, printre care și drumul de la Bârsanu și Planea Victor Osor și prins la asfaltare acolo. La anul sperăm să fie asfalt acolo. S-a semnat contractul. Banii sunt. La Beco, într-adevăr. La Beco și aseară la ora 9. Și n-ați avut lumină până la ora 9 și ceva. La 9 și ceva era la transformator, la Vinploaia. Era o dată siguranță în jos. Am făcut sezare către Eon și pe Hăzman, câte probleme. Și ieri, toată ziua, de la ora 3 au lucrat până seara la ora 8 au lucrat băieții. Am făcut o seară la Eon, firul care ne alimentăm, nu este al nostru, este al Eonului. Acum noi nu așteptăm Eonul, că Eonul până vine, stă în pintuneric. Acum l-am rugat pe, a venit Botez, când se vine ședința, să mergem toată zona aia, toți copacii care considerăm noi că sunt cu probleme cu creiengii. Toaletați! Toaletați! Plătim noi, ce să facem? După de mine, unul nu stă fără lumină. Am început să prind lemn de-astea mai modern, tot încercăm să facem ceva. Cu, într-adevăr, la seara era un întuneric pe acolo, pe baltă, nu te vedea eu, nimic nu vedea. Cine era ziua la mea, nu ardeau pentru că se lucrează. S-a aprins iluminată, să vedem un scurt, nu am considerat că e un scurt ceva. Dar nu e adevărat, în momentul când bate vântul noaptea, creanga bate și aduce pe fir și face scurt și atunci siguranța dă în jos. Așa am considerat. Am zis că poate fură cineva, ne-am gândit și la varianta asta. Face vreo mult. Facem apel la cetățeni, contribuim cu toți. Nu, domnule, o să plătească primăria, toaletarea copacilor. O să mai fi și unii care... Dar m-am gândit și că mai mulți nuci sunt, să culeagă nuci.
Acum, dacă tai omul greacă, zice, măi, că tai peste o săptămână, două... Și o culeagă, să face toată tare. Deci renunțe la creangă numai să aibă lumină și drum. Așa e, da, am renunțat la unul care îl luam 200 de lei. Eu nu cred că aveți ceva cu mine. Nu, domnule. Chiar dacă aveți ceva cu mine, vă rog să vă gândiți barem la ceilalți. Într-adevăr, acolo... La Vârsan, în pantă, punem piatră, dacă vin ploaie, cum a venit azi noapte, s-a dus iar jos. Deja gata, toate e ideal. Dar altă posibilitate, n-ai ce să-i faci la ora asta. Nu-i ajute ce ceea de iesure. Nu e adevărat. Pentru ce? Dacă eram, dacă... Da, asta vreau să vă zic, becul și drumul, de asta le știu. Dacă era de iesure, domnul Floron... Trebuia acolo, când a pus și bunarul conductă mai mare și atunci trebuia făcut extinderea. Sunt alții mai timiți, sunt alții care n-au experiență, nu știu. Exact, domnule, unul. Da, un exemplu, domnule, primară. Nu dă legea. Dar nu, problema că, până la urmă, ne rotim. Trebuie să învățăm toți. Da. Domnul să doi, mai aveți ceva? Eu vă mulțumesc, nu. Poți să mă retrag, da? Mulțumesc mult. Poți să rămâne. Da? Puteți să rămâne. Domnul, trecem la rubrica diverse. Domnul Petrișor, aveți cuvântul. Dacă tot domnul Costandoi a dus vorba de drumuri, în data de 24 august am depus o cerere și o puteți consulta. Eu, în repetate rânduri, am cerut și domnului viceprimar și domnului primar și am insistat de câteva ori. Sunt conștient și mi-a adus la cunoștință că există proiect de asfaltare pe viitor. În schimb, până se asfaltează, am cerut să vină autograderul și să dea căderea la apă pe o parte pentru că toată apa vine pe tot drumul. Încă aștept și vă rog frumos să țineți cont. Cum v-am mai zis, sunt, și cum a zis și domnul Constantoiu, sunt pietre, ne împiedicăm de ele. Ați trimis să scoate câteva pietre, un vecin de acolo a zis, au pus 10 pietre și au plecat. Vă rog frumos. Deci soluția dumneavoastră, spuneți la drumul ăla, să scoate cu autogrederul pietre, da? Nu, să dea căderea într-o parte, pentru că în momentul în care plouă, apa este... Gândiți-vă că autogrederul ăla nu încarcă acolo, domnul Petrișor. Ați încercat? Domnule, nu încarcă acolo. Am căpăt pe drumul de la margină, care este, pardon, de pe țarnă, care este mult mai îngust decât drumul care duce pe unde trecem noi. Bine, să spunem că intră autogrederul și pietrele alea ce răcăimul tot rămân acolo. Nu, ce face? Că vor fi strânse. A trebuit să fie piatră concasată la dar cei de două. Dar de ce am făcut piatră domnul primar, de ce am făcut? Fățim exact la Vârsanu, când la prima ploaie, mai tare o duce la asfalt. Nu e o problemă acolo, te-ai gândit ce face cu drumul ăla. Domnul președinte, îmi cer scuze, am uitat o problemă. Da. Mai am rugămintea cu acel relevă. Nu le mai dau licență, domnule, că în... chiar că suntem afectați toți de acolo. Dar toată oamenii au făcut măsurători. Acum vreau să dă de 10 ani. Acum vreau să când se lucrez 10 ani. Hai, verificați un pic. Și nu le mai dau, domnule, licență. Să-l mute, domnule, la... Pe Corna. Să-l mute undeva de acolo, domnule. Mă arăt de acolo, din zona. În sapă, în sapă, în sapă. Arată voia. Bine, mulțumesc. În ședința din luna iulie a fost pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind construirea 150 de metri liniar de gabioane în punctul insula. În urma raportului și a discuțiilor care au fost în cadrul ședinței, am constatat că primăria este mai dificil să facă o investiție acolo, întrucât nu răspunde de noi, ci este de competența Apelor Române. Aș întreba dacă s-a făcut ceva în acest sens, adică s-a făcut o adresă prin care să se solicite această investiție. Al doilea punct, la domnul Adi Barote nu arde becul. Nu mă rog, poate că așa. Nu știu, din păcate. Dacă îi vă dau un mesaj, mai lucrează. Adrian, acolo sus, sus, lângă... Adrian, eu am montat. Mi s-a dus la cunoștință că nu funcționează. Tot ce-i posibil.
Cât are numărul? Nu știu. Nu știu, Marius. 200 și cred că. Chiar cu iluminatul public este o problemă. Oamenii se plâng că se aprinde când cam târziu. Cam târziu. Au fost legate la ora 20 săptămâna trecută. Bine, sâmbătă. Dar eu zic o întrebare. În loc de așa circulație. Nu sunt bun. De ce nu sunt bun? Dați toți le-au scos, toate primările le-au scos. La orice când se întunecă, s-a primit. Vijelie, s-a primit de... La cât timp se schimbă în montarea ceasului? Adică... Acum, toamna, din două săptămâni. Din două săptămâni. Bun. Dacă a fost la 20 acum 2 săptămâni, poate fi la 19:30 și săptămâna asta. E clar, gata. Și dacă e la 5:30, poate fi la 6. 6:15 acum. Bine, e o problemă de reglat. Când dăm ordine, se reglează ceasul. Se mută și ora. Da. Da, domnul Bacu, vreți cum vă zice. Ce mă? Am primit un răspuns ca nu am primit răspunsul la întrebarea cu gabionele. Cheamă pe Ionuț. Deci am primit la sesizarea mea din 22.08.2017 un răspuns halucinant din partea primăriei și a celor care au semnat. Deci spune aici că s-a analizat teoretic din documente litigiu dintre Dumitru Boacă Leonard și grupul de cetățeni moștenitori ai defunctului Michi Andrei din comuna Uitus, care nu sunt mulțumit că Boacăle Leonard din abuz de putere, ca este consilier, le închide drumul de acces la locuința lor. Menționăm că drumul de acces este drum public înfundat cu numărul care a zărat 9033, care merge până la locuința fraților Mica. Acum să vă dau un răspuns foarte clar, fără nicio problemă. Unde este abuzul de putere? Care eu la data respectivă nici nu eram acasă. Deci, vă pot dovedi, am fost la Constanța și scrie aici, rectorul universitar, doctor Nicolae Gheorghe, medic primar direct, eram cu nevastă la dermatolog la Constanța. Deci nici nu am avut. Unde a fost abuzul de putere? Când eu nu eram acasă. Una la mână. A doua, că cu numărul cadastral 9303, acel drum. Caut pe harta aceasta, luați și dumneavoastră lupa, domnule președinte, și căutați pe harta asta, numărul 9303. Da? Îmi dați voi să vă... Eu ridic problema mea, domnule, la diverse. Care e problema mea? Nu vreți să... Puteți să plecați, nu nicio problemă. Dar competența Consiliul Local, ce spune dumneavoastră? Dar de ce nu? Păi ce puteți să fac Consiliul Local? Domnul Consiliu, nu știți dumneavoastră. Ce faci Consiliul? Comisia de Agricultură s-a dus la fața locului și a constatat... Acest drum este specificat în cadastrul primirilor din 1976. Deci, în 1976, asta este harta, domnilor consilieri. Dacă nu vă interesează de obiect, dar puteți pleca, nu nicio problemă. Deci, cu lupa căutăm și am căutat toți. Deci, vreau să vă menționez că am fost la fața locului 5 și cu 3 și noi suntem 8 raf, 15. Deci, domnul primar și cu acest care spune că este specialist, adică are din afirmațiile, tot domnului primar din ședința trecută, nu este specialist domnul Ghinet. Deci cum poate să se merge o dirigere ăsta, da? Eu când am făcut specificația și tot absolut, am zis clar că acel teren a fost a părinților noștri, că după ce au decedat, a fost pe numele lui Boacă Aurel, uitați aici. Deci este scos din registrul agricol, uitați, din 1976 și a mai completat domnul Ghinez 1976. Domnilor consilieri, dacă domnul Michea spune că este și arată documentele care le arată el, că este terenul lor, n-am nimic împotrivă. Sau primăria. Primăria să-mi aducă documente pentru că acel drum este a primăriei sau a fost. Mai departe. Spune că am lăsat pretenții așa când închid drumul că este proprietate, lucru care s-a întâmplat în acest an. Domnul Floroi, domnul, ați văzut un drum, ați văzut un gard, am închis eu un drum, cumva. Deci n-am închis niciun drum. Deci, ata aberați. Cum poate să semneze domnul primar cutia asta? Până la urmă.
face impresia că domnul primar a luat-o așa, ca precum carul ăla Mocănesc, dar nu mai e nimic. Deci nu contează ce scrim noi consilier. Contează acel om care a venit la Fierdioara și într-o oră i-a făcut răspunsul ăsta. Într-o oră. Deci pe ce bază? Am cerut într-o sesizare de-a mea, să-mi arate scris sesizarea fraților Mitea, care sunt doi. Care unul nici nu stă acolo, măcar, în Fierdioara. Care e casă proprietate, ai cu totul altceva. Dar nu stă acolo. Mai mult de atât. Face mențiunea că acest drum este situat pe amplasamentul căi ferate cu care îngustă, executat în anul 1948, care a trecut prin terenul a toți cetățenii ce aveau teren lângă apa Oitujului. Dacă ei spun că au trecut prin grădină de oameni, se aduc, a trecut normal și prin grădina lui Tatana. Deci nu era proprietatea părinților, nu apoi era primărie, cumva. Și unde e, bă? Că acolo, în zona aia, nu avea decât tata și nenea noștri. Pe acolo, ulterior, domnul Oprea, când era secretar de partid, o dat pe timpul Ceaușescu, când spunea că orice palmă de pământ... Și poți să aduc martor în sensul ăsta. Trăiește neații cu boacă care a ieșit din primărie și a fost aici ani de zile el. Domnul fost secretar Iurca Vasile, fostul primar Victor Mărtin, care a făcut și lui domn primar Astea și Cani, știți prea bine domn primar. Așa? Singura soluție ca să rezolve problema, o știți și dumneavoastră, este... Eu vreau să mă arăt, domnilor consilier, cam ce hârtii să, cu ce hârtii să pleacă din primărie, domnule. Asta vreau să știi. Cum poate să se vede o hârtie de genul ăsta? Spuneți-mi și mie. Unde e semnătura lui doamne? Și când am întrebat-o pe doamna asta, Amaldiana, zice că mi-a băgat-o să umbla și ce a vrut să semneze. Că așa se facă chiar. Ăsta e act oficial? Asta nu e un motiv. Trebuie să-și asume responsabilitatea. Da, doamna, dar eu v-am spus. V-am arătat documente, de asta am... înțeles, dar nu așa să... Deci, avem documente. Mi-a băgat-o sub nas. Nu, dar vă spun așa. Deci eu am venit cu documente... Eu am venit cu documente prin care să ateste că acel teren a fost și rămâne al lui Aurel Boacă și a fraților noștri. Deci eu și cu Valer care suntem acolo. Dar pământul ăsta este trecut acum prin rolul meu. Așa că să nu mai spună că eu am făcut abuz de putere. Care e abuz de putere? Unde? Că l-a lovit pe fratele meu cu stampa și cu lopata în cap? Singura soluție este judecătoria să vă... Dom'le, asta o știu. Da. Este drum public. Uitați-vă ce înseamnă un drum public. Este o cale terestră de comunicație, așa, cu excepția că este special amenajată pentru traficul pietonal și rutier deschis către circulația drumurilor publice. Ăsta este un drum care are acostament de o parte pe alte cu două benzi de circulație. Asta e drum public. Dacă nici atât nu știi, domnul, acel domn care a făcut hârtia aia, iar domnul primar, chiar ca un primar a semnat hârtia aia, că vorba de atâta ani de zile, e în domeniu și nu știu ce e un drum public, apă dați-o dreapă. Răspunde pentru semnătură, domnul. Nu, dar eu vă spun așa. Vă spun ce se întâmplă. Prin semnătură. Deci, aș spune că din legea 18, uitați, am o adevărință aici, se adevărește prin prezent, că numitul Boacă I. Gheorghe, deci tata decedat, figurează în evidență din luația agricolă în anii 56-58, la volumul 2, poziția 107, cu suprafața de 0,5-10 hectare teren, pășurii situați în punctul numit Marcicălivion pentru a-i servi domnului Boacă Leonar la Comisia Județeană de Aplicare a Legii 18. Deci, nu știu cum, asta am primit-o, am avut-o. Fratele a făcut pentru ce a făcut el atunci, pentru terenul ăla. Eu, cum naiba s-a întâmplat, de fapt, am avut ședință, am găsit adevărința asta. El nu o găsește, pentru că, știți prea bine, în 83 noi am avut incendiu, casa aia a rămas dizbelit, știi toată lumea și domn primar. Acolo ars jumătate de casă și tot. De unde să mai am eu actele alea care, cu care să spune domn primar să mă prezint în instanță? După câte știu, el este reprezentantul guvernului și al prefecturii în comună. Ce face domnul primar în sensul ăsta? Îi dă hârtia să semneze, noi 15 ani și nu avem cuvânt în fața lui, are un, pot să zic, un benetic din Fierdioara. Ăsta este primarul nostru. Nu jignim, doamne. Deci ăsta e adevărul. Adică vin el de acolo, într-o oră îi dă răspunsul ăsta.
De unde i-a venit legea? Când a făcut legea? M-am dus la Maria și deci, am cerut ceva. Dacă dumneavoastră mergeți în instanță, probabil o să obțineți și aceste lucruri. Atunci, pentru ce mai este primării și aici consiliul. Dacă nu se poate rezolva aici, asta e soluția. Nu se vrea, doamnă. Nu se vrea. La concluzia asta am ajuns, nu numai eu, ci toată comisia noastră. Da. Și vă spuneți așa și le voi băta și în consiliu. Mulțumim, domnul Bac. Cine mai are... Adevărul este că se dă foarte ușor răspunsuri la anumite petiții făcute de cetățenii din noi. Nu se cercetează nimeni. Nu se cercetează și primăria, primarul, are obligația să facă cercetări prin comisii care le-are la nivelul primăriei, de aparatului său propriu. Nu se vede ce așa s-a făcut cu domnul Boacă Leonardo, așa s-a făcut cu domnul Vântură. Până am adus o adevenință dată de mine către domnul Vântur în 2003, când era primar, și s-a luat din bun acum. Și drumul ăla la domnul Vântur este lăsat din terenul lui, că atunci s-a construit casa. Pentru a trece și acum apare drum să vezi. Deci anumite probleme pot fi soluționate la nivel de primărie. Da, mulțumim. Domnul Bâscă, domnul Petrișoară, a fost întrebarea dacă s-au făcut demersul către Apele Române vis-a-vis de acel dig de la insulă. La momentul când a fost depus proiectul de hotărâre, domnul Petrișor, eu am făcut un raport în care am menționat exact situația cu acea zonă. Apele Române au spus că au un proiect pentru a face inviguiri nu numai pe zona Oituzului și pe alte zone. Proiect care a fost depus pentru finanțare. Noi, primărie, nu putem să facem diguri în zona Apelor Române. Domnul a fost, cât a fost vice, știe că a fost și atunci, au fost și atunci discuții pentru a face dig în zona... Dar se poate insista pe cei de la Apele Române ca în zonele foarte critici să facă... Ei au acel proiect. Nu se poate face un alt proiect, este un proiect deja existent. Există un proiect aprobat care a fost depus pentru finanțare. Când s-a întâmplat asta? Anul trecut au depus pentru finanțare. Dacă nu i-am mai zgândărit cu telefonul... Noi putem să le facem adrese peste adrese, dar atât timp cât au acel proiect, aprobat, nu o să mai facă un alt proiect doar pentru bucățica aia. În urma discuțiilor care au fost la data respectivă vis-a-vis de proiect, așa s-a convenit să se facă o adresă sau să se insiste cu telefoane pentru a afla exact care este situația așa acolo. Iar eu acum acest lucru am cerut, să știu, s-a făcut acea adresă, s-a dat un telefon. Eu am spus de telefoane, am început, deci începând de la compartiment investiții, compartiment cadastru, compartiment avize, autorizații, deci am sunat la toate persoane și am obținut acele răspunsuri care le-am trecut în raport. Deci nu e vorba de raport, e vorba după ședință. Ce s-a făcut după ședință? Pentru că haideți să facem o adresă prin care să le ducem la cunoștință. Pentru că acolo, Doamne ferește, dacă vine o viitură mai mare, e cam ea persoanele din zona respectivă. E viitură, domnule. Acolo o să revenim cu o adresă nouă și să vedem ce răspunsul ne stinde. E mai nou. Dar mai nou v-am zis că răspunsul este care v-am zis acum. Având un proiect care este depus pentru finanțare, nu o să mai vină să ne facă... Bani, s-a și la cei de la SEGEA, zice, domnule, nu avem pe zona Oituzului anul ăsta nici o lucrare, nici o reparație, nimic. Ce să vă zic mai mult decât ce au spus ei? Măcar să ne spună oficial. La raportul dumneavoastră acolo spunea că mai există posibilitatea să concesionăm noi terenul și să de la Apele Române. Nu, dacă n-ar fi deci zona respectivă, dacă n-ar fi în zona Apelor Române, am putea să facem acele gabioane pe terenul nostru. Înțelegeți? Dar asta ar trebui să fie terenul al nostru. Asta e... Africa idee. Mulțumim, domnule. Plăcere. Domnul Vântură, mi-a spus comunitatea raport. Da, vă rog să citiți. Azi, dau citire? Da, vă rog. Da. Raport. Noi membri Comisiei Comunale din cadrul Consiliului Local Oituz, formată din 5 membri, întrunită în cadrul ședinței Comisiei din data de 18.09.2017,
am luat în discuție cererea familiei Vântură de a declanșa, declasa drumul sătesc DS3274 din drum sătesc, domeniul public al Comunei Tuzul, în drum proprietate privată. Menționăm că acest drum este amplasat pe terenul proprietate privată a familiei Vântură și a fost la început numai doar o cărare pentru accesul la gospodăria acestuia. Întrucât pe acest drum circulă doar numai familia Vântură, Comisia Locală a hotărât să pună în discuție Consiliul Local Oituz hotărârea de a scoate DS drumul sătesc 3274 din domeniul public al Comunei Oituz în drum proprietate privată. Pentru a justifica această hotărâre, punem la dispoziția membrilor Consiliului Local Oituz acte de proprietate care justifică acest lucru. Propunem întocmirea proiectului de hotărâre care va fi analizat și supus spre aprobare în Consiliul Local, după care să fie validat și de Comisia Juridică a Prefecturii Bacău. Semnătură semnează cei 5 membri ai Comisiei de Agricultură. Și aici dăm o schiță unde este îngroșat acel drum sătesc. Băi, mă gândesc la varianta că dacă ați făcut raport, puteți iniția Comisia de Agricultură, puteți iniția proiectul de hotărâre. Pentru asta a făcut, ca să inițiezi un proiect de hotărâre pentru cei necesari. Păi, da, adică vreți să inițieze cineva? Deci dacă consiliul este de acord, să inițiem un proiect de hotărâre. Inițiază comisia. Dumneavoastră aveți un vot de principiu la toți consilierii, dacă să întocmiți acest proiect de hotărâre. Dacă se întocmea. Da. Nu e aceea problemă cum am eu, domnule. Exact aceasta. Eu nu vreau nici la primărie, nici la mică. Vreau terenul părinților mei, care a fost ulterior dat la Aurel Coacă și pe care pe schița care a lansat la 2017-2020, deci scrie clar, este și aparține lui Coacă Aurel. Da. Domnul Coacă, am dat citire acestui raport și vă spun pentru un vot de principiu. Dacă sunteți de acord, pentru că vreau să vă rog să se înțelegi. Nu știu dacă e legal, domnule. Ilegal, domnule, cum să se înțelegi. Domnule, unde este ilegal, dacă nu este ilegal, îl întoarce prefectura. Proiect de hotărâre se poate iniția, nu e nicio problemă. Dar eu dați direct la legat. Așteptați un pic, domnule. Cine este pentru legat? Dar toți sindicatii. Ați citit reglamentul Consiliului Local, dacă are dreptul să facă asemenea... Pe trece din public? Nu. Trece drumul. Cum vede, cum vede. El trebuie să prezinte documentația. Dacă există documentație, se aprobă. Nu avem competență să trecem drumul. Nu, nici nu, dar nu. Aveți votul pentru sunt cum am trecut din public în privat. Întocmiți proiectul și la proiect se va vedea dacă e legal, dacă nu e legal, dacă așa. Deci asta e doar așa, formal. După proiect, vom vedea... Comisia care a fost formată la nivelul comunii, ce a văzut drum, l-a trecut tot în drum să fie sau într-un drum. A fost o potetă. Cei din potetă a făcut să intre căruța. Cum a da, ca și la casă. A fost aliferată și a făcut drum public, domnul. Dintr-o cărare. Domnule consilier, haideți să ne înțelegem, domnule. Domnul președinte, avem două recepții. Avem două recepții, pe care sunteți și dumneavoastră, și Claudiu, și dumneavoastră, nu? Se merge la Biserica Ortodoxă. E o recepție la pictură și la Biserica Catolică. Când azi? Acum, după ce te-am întâlnit la ședința, să mergem ca să facem recepția, că toți suntem aici. Da. Da. Dacă mai aveți probleme la punctul divers. Nu. Dacă nu sunt datorul eu cu problemă, de la ședința anterioară. V-am închis la ședința anterioară, v-am spus că am fost la podul care s-a construit în punctul B-ul și am constat niște nereguli acolo. Domnul primar mi-a spus că sunt cârcotaș în ședință. Și am demonstrat că nu sunt cârcotaș. Dânsul a spus că merge cu mine la fața locului după ședință. N-a binevoit să mă meargă cu mine acolo și am mers eu, domnul consilier Floroi, domnul consilier Petrișor și cu Bâscă de la investiții. Vreau să vă spun că nu am fost cârcotaș, s-a adeverit. Am fost cu proiectul la fața locului. În proiect era trecut în Amonti, deci am găsit zidul de sprijin din Amonti de pod, era construit din beton și plasă de Buzău fi 4 mm. Deci o puteai să o îndoi cu mâna. Iar în proiect era trecută plasă din bare PC 12 mm, longitudinal și orizontal. S-a oprit lucrarea, am venit, am spus domn primar, domn primar, tot de venea să creadă, n-au venit acolo, dar nu venea să creadă. S-a oprit lucrarea și zidul de naval s-a construit conform proiectului. Deci n-am fost cârcotat, da, și am spus adevărul.
Vă să vă informez că am fost președinte de recepție la lucrarea respectivă, s-a constatat și s-a plătit 5.000 de lei. Dar domnul Lice, dar de ce nu face, cum și-a permis acest domn să schimbe? Dacă, domnul, dacă vrem să o luăm așa și domnul Gogo la marginea n-a pus fier și lui se va trage bani. Pa da, când se face calculul, este dacă iese beton, dacă iese fiul. Dacă nu se respectă documentația, e crimă, domnule. Dacă avem acești... Dumneavoastră vorbiți de crimă, domnule primar. Nici lucrări din 2 lei, nu nici din milioane, nu ți-e rușine, băi. Nici lucrări din milioane. Că ați luat de 100 de lei. De ce nu ați făcut continuar de colmatare acolo la Cătuneanu? Ce colmatare să faci? Trebuie să facem expertiză întâi. Păi faceți expertiza odată, faceți-o odată. Expertiza, nu de colmatarea. Adesea mai am o problemă. Ia spuneți, domnul. S-a nivelat drumul de la piață către șoseaua Târgului și drumul de exploatație agricolă către stadion. A dat cu autogrezerul și vreau să vă spun că pământul care l-a dat autogrezerul e mai înalt decât fundația la... Se va lua? Păi asta am spus. Nu trebuie lăsat acolo. Se ia. O dat trebuie. Bun. La ședința anterioară am vorbit de o cerere a lui Dan Plicaz de la margină, unde a avut are probleme acolo în față cu apa care stă în șanță. Și a spus că ați făcut sezare la drumul județean. Da. Au venit la fața locului? Da, trebuia să vină vineri o doamnă de la poliție județeană, de la secția de mult, și încă n-a venit. N-a venit. Ne-a sunat joi, domnule, vine vineri, da, vine. În moment, vreau să mă anunțați pe mine. Eu, ce mi-a spus acolo, m-am apucat de colmatare la șanță. Șanță la acolo. Da. Să știți că acolo, de exemplu, omul își face în dreptul lui Neacuriță Roșca. Da. Dar, păi asta e, că acolo stă un frate de-a lui, dar pământul de stă la ploiești. Și acum am și partea stângă de ce face la plicază acolo. Acolo se vine soluția de la drumul județene, că asta e treabă de 10 ani de zile. De 10 ani de zile. Și v-am rugat cu, acum avem ploiești, dar să sperăm că se zvânte. Avem drumul ăsta de la Dogărești. Dacă nu facem o șanță, degeaba nivelăm că la prima ploaie îl strică iar. De la punte de la Dogărești până la munte către Tisa. Iar la Odaia la Pojoc este o țeavă care stă suspendată. Când ai ajuns cu mașina acolo, a rămas suspendată pe ea. A intrat fața și a rămas suspendată. Trebuie scoasă afară de colmatată, nivelat și puse înapoi, domnule. Înapoi la Gălățenura de Al? Da. Nu. La Dogărești, domnule. A, Dogărești. Dogărești, domnule. La punte la Dogărești. La în Amonte. Nu, în Amonte, către Tisa. A fost șansă în locul ăla? Parcă era ăla de... Da, dar s-a înfundat. A fugit malul și a înfundat șanțul. Și acum apa o ia pe drum. La Neacojoc, acolo, până la... Nu, șanțul la Neacojoc este în țeavă. Țeava e chiar la Odaia la Neacojoc. Dar șanțul e de la punte la Dogărești pe dreapta, acolo. Mă anunțați că merge acolo buldo și mă duc fără probleme. Cam câți metri sunt acolo? De șanț? Vreo 30. Nu, că în pantă este un șanț care fuge și în altă parte. Este ca să nu vină pe drum. Atât. Da, domnul Fărul, aveți cuvântul. Vreau să-l mai rog încă o dată pe domnul Vice, cam un an de când l-am rugat cu drumul de la Monument la Coșna. Poate săptămâna asta, domnul Vice. Săptămâna asta, nu, domnul. Azi joi, mâine vine. Nu, săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Da? Aștept? Da. Mulțumesc. Așteptat că la noi drumurile sunt praf. Eu știu la prezentare, dar nu la mine pe acolo ferească Dumnezeu. Dincolo la asta ferească Dumnezeu. La mine jos, acolo ferească Dumnezeu. Trebuie să spuneți că se termine asta. Bine că aș știu să nu luați. S-auzit? Programul sau nu luați? Deci vă aștept să mergi la recepție. Da. Și eu vă aștept, domn primar. Poate facem așa, da? Mergem acolo. Bine. Dar uite, ieși și dimineața de bagaj. Hai. Mergem la casă. O zi bună vă doresc și vă mulțumesc.